Da, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să vorbim puțin despre tranzitul lui Mercur în Pești. În normal, acest tranzit se petrece odată pe an. Nu ar fi ceva special, marcant. Doar că anul acesta, după tranzitul lui Mercur în Pești, urmează logic tranzitul lui Mercur în Berbec. Tranzitul lui Mercur în Berbec va beneficia, între ghilimele să spunem așa, și de o retrogradare. Cu alte cuvinte, am simțit nevoia să ne pregătim, să vă povestesc din uh, înainte uh, cum putem folosi, iată, aceste aspecte astrologice. Vedeți voi, una este tranzitul lui Mercur în Pești, alta este tranzitul lui Mercur în Berbec. Atunci când vorbim, iată, de Mercur, în primul rând ne referim la vocea noastră, la mintea noastră, la toată zona de comunicare. Asta trebuie să o avem în vedere pentru prima și prima dată. E, Mercur ne arată deciziile de zi cu zi, cum gândim, cum vorbim și de cele mai multe ori arată și o voce interioară. Bun. Atunci când vorbim despre arhetipul peștilor, dragii mei, vorbim în prima dată despre dizolvare. Să nu uităm că peștii sunt întrevărsători și ține minte berbec. Este, dacă vreți așa, arhetipul care topește iarna, care ne ajută să ne pregătim de renașterea vremurilor, de renașterea naturii, să spunem așa. Oricând mercur, vocea și cuvântul și mintea noastră, iată, se duc în arhetipul peștilor, totul devine mult mai confuz, mult mai încurcat, mult mai logic și destul de haotic. Așa că m-am gândit să vă avertizez din timp, să vă povestesc așa, să aveți în vedere la ce vă puteți aștepta. Bine, când Mercur în pești nu prea te poți aștepta, că are propriile lui povești. Se pricepe foarte bine să creeze, să țese, să, să, zicem, să croșeteze scenarii peste scenarii peste scenarii. Dar, Adică mai precizat în anumite emisiuni De fiecare dată când noi învățăm de exemplu în astrologia natală despre Mercur în Pești Vom învăța că persoana respectivă este foarte sensibilă, este foarte introvertită, visează foarte mult și imaginează Are o imaginație extraordinară, e temătoare, e fragilă, nu comunică ușor despre emoțiile sale sau comunică prea mult Și da, cuvântul de ordine am putea spune este haos Dizolvă, nu știi ce se întâmplă. E în propria lui lume. E, să zicem așa, un mercur căruia îi place să evadeze și să trăiască într-o lume paralelă cu ceea ce se întâmplă pe pământul ăsta, ceea ce se întâmplă în realitate. Însă, nu rare ori mi s-a întâmplat să am de-a face cu oameni care aveau mercur în pește în harta natală și care, culme, erau cei mai logici oameni pe care eu i-am cunoscut vreodată în această viață. Că una e teoria, alta e practica, dragii mei. Atunci când ai o Mercur în pești, în harta natală, bineînțeles, îți dai seama că totul este haos și vei căuta ordinea cu disperare. Efectiv, vei nota după ea, o vei. cum să îți dedici toată viața, să organizezi, să disciplinezi, să pui totul la punct. De ce? Pentru că orice arhetip, după cum vă spun de cele mai multe ori, are, iată, uh, și o resursă și o vulnerabilitate. Iar adevărat. Inspirația, imaginația, din punctul meu de vedere, este uh, această uh, resursă uh, a arhetipului uh, pești, însă, în același timp, confuzia, haosul și senzația că îți pierzi mințile câteodată pot avea, iată, legătură cu acest arhetip. Și da, în teorie, Mercur în pești gândește așa în lumea lui, însă, în practică, atunci când vom întâlni un om cu acest aspect, s-ar putea să avem o surpriză. S-ar putea să ne trezim și să zicem, domnule, dar eu mă credeam mai matematic, mai analitic decât tine și tu încolo, fugi de acel haos, de acea confuzie și încerci să explici. O persoană cu mercur în pești, pentru că știe cât de, cât de greu își încurcă propriile concepte și idei, în momentul în care comunică, încearcă să o faci că, na, cât mai simplu, să nu încurce și pe alții. De, asta vorbesc. Or, mercur acum, după ce iese iată din vărsător, unde țineți minte, avem un dita mai stelium și bineînțeles a făcut și conjuncția cu Pluto. Când am avut doar Soarele, Luna, Mercur și Venu, Venu și Marte, iată și Pluto e învărsător de începând cu data de 21 ianuarie. Deci a avut, să zicem, un tranzit destul de apăsător, iar acum intră în Pești, unde are, are, are puțină relaxare, aș putea spune, însă vine o perioadă în care mulți dintre noi uh, vor dori să-și pună lucrurile în ordine, pentru că pe urmă când Mercur va intra în Berbec, avem nevoie de noutate prospețime, dar va retrograda, ceea ce înseamnă că dacă nu facem acum curățenie în o gradă, la propriu sau la figurat, s-ar putea ca pe urmă să pierdem timp prețios din viața noastră și să avem tot felul de regrete și de reproșuri. Că cine spune mie că nu are regrete, aia că eu n-am regrete, e, e un concept, așa, e un clișeu pe care ne place să-l plimbăm peste tot. Dar să revenim. Mercuri intră iată în pește pe 23 februarie și stă acolo până pe 10 martie. Acum, este un tranzit înaintea a retrogradării lui Mercur în Berbec, dar acest tranzit mai are și câteva aspecte a, trebuie neapărat menționate a, trebuie să știți că în primul și în primul rând pe 28 februarie avem o triplă conjuncție Soare, Mercur, Saturn toate sunt în Pești și aș putea spune că aici se întâmplă în jurul acestei date mai avem și un alt aspect destul de important o lună plină în Fecioară mă gândesc aici doar la faptul că e nevoie de un pic de trezire la realitate. E adevărat, arhetipul peștilor e cu credința, e cu sperăm, visăm, ne imaginăm, ne ducem departe, vadăm și ne dezlipim de ceea ce se întâmplă. dar. Acum Mercur, întâlnindu-se cu Saturn, ne obligă să acceptăm. Domne. o mai bolnav, ok, nu are rost să mai cer cu nimeni, hai să văd cum îl pot vindeca sau hai să văd cum mă pot vindeca. Ok, nu mai am bani pentru situația respectivă, nu mai stau eu să sper că se va întâmpla o minune și că va trimite cineva bani fără să-mi dau seama, trebuie să-mi dau eu seama uh, de unde pot să apuc situația respectivă astfel încât să găsesc o rezolvare. E adevărat în pași mici, pentru că Saturn asta te învață. Ai răbdare, stai aici, acceptă, Mercur pe se va plânge o perioadă, ne vom și plânge, că e normal, fiecare om la un moment dat are partea asta de victimizare, dar când se întâlnește cu Saturn zice stop, tot că victimizarea costă. Te costă timp, te costă bani, te costă energie, te costă disponibilitate. Uh, și mai face ceva conjuncția lui Mercur uh, cu Saturn, vedeți voi? Uh, Mercur în pești, așa, vrea să distorsioneze adevărul ca să-i fie bine, să nu se simtă să nu se simtă rău. Da? Când se întâlnește cu Saturn, nu se mai poate. Nu se mai poate, dragii mei. Când vorbim de arhetipul peștilor, vedeți că vorbim și despre vindecare. Vorbim atât de vindecare, iată, la nivel fizic, dar și la nivel emoțional. Cu alte cuvinte, ce vă invit eu pe voi, dacă vă știți că o problemă de sănătate, dacă știți că nu știu, o persoană dragă în jurul vostru are, iată, trece prin momente grele, trebuie să acceptați și voi și să îi ajutați și pe ceilalți să accepte. Mercur în pește, în mod normal, intră într-o negare din aceasta. Nu are mă las cu să fie bine. Știți momentul ăla când poate ați trecut, poate ați fost de o parte a baricadei sau de cealaltă parte a baricadei. Când o persoană trece prin momente foarte, foarte grele, Oamenii din jur, pentru că nu știu cum să reacționeze, îi zic la să ești tu puternic. Ăla e un fel de mă spăl pe mâini și rezolvă -ți. Dar dacă vrei să fii cu adevărat aproape de persoana respectivă, nu îi spui lucrul ăsta. Ci o asculți pentru o perioadă și ești acolo alături când are nevoie. Cam asta este apropierea lui Mercur cu Saturn. Trebuie să acceptăm, nu trebuie să negăm și trebuie să mergem mai departe să vedem cum putem rezolva. E adevărat că doare, de cele mai multe ori doare acceptarea că de aceea nici nu vrem acolo și de aceea Mercur în pește este făcut special să, să, se rupă, să se deconecteze, să trăiască în propria lume. Amara dacă am fi cu toții um, poeți, dacă am fi cu toții scriitori, Mercur în pește este demențial pentru că am creat așa niște istorii, niște povești minunate, dar din păcate nu toți suntem poeți și scriitori, poate ne-am dori. Trăim pe acest pământ, avem atâtea evenimente în jurul nostru, prețurile au crescut, oamenii suferă în jurul nostru, noi suferim și cu cât, mai, cu cât, fugim mai mult de această stare, cu atât o vom prelungi. De fapt, asta vrea să ne învețe acest tranzit al lui Mercur în pești și mai ales că se întâlnește cu Saturn, zice, domnule, trezește-te puțin la realitate ca să-ți dai seama ce este în capul tău și ce este real, ca să poți să le îmbini, să-ți fie trecerea mult mai ușoară, să-ți fie, iată, procesul mult mai simplu. Și da, atunci când vorbim de mercur în pești, nu vorbim doar de partea asta de sănătate de care vă povesteam, dar și de multă confuzie în viețile noastre. Confuzia poate să fie, să știți, și pe plan relațional. Că ești într-un moment în care nu știi ce să faci, nu știi cum să abordezi relația pe care o ai cu partenerul. Da. Parcă vrei să mai rămâi, parcă vrei să te desparți, parcă vrei să reiei legătura, parcă nu vrei să reiei legătura momentul moment nu-ți dai seama de ce simți nevoia asta, că arhetipul peștilor are și un pic de codependență în spate, dar are nevoia asta de simbioză și se gândește, se gândește, se gândește la persoana aia, cum spun eu de multe ori, cum mi se spune, Daniela, dacă mă gândesc, dacă mă gândesc, mă gândesc, sigur se întoarce sau sigur se întâmplă ceva. Câteodată se întoarce, câteodată nu se întoarce, dar nu e că te-ai gândit tu, ci pentru că oarecum universul e făcut într-un fel. Bun. Acum este momentul potrivit pentru voi, cu acest tranzit, să vă dați seama măcar unde este haosul în viața voastră, unde este dezordinea, unde este, unde este un ocean din acesta de emoții care, nu, care vă împiedică să mergeți mai departe. La? Deci gândiți-vă, tranzitul se petrece între 23 februarie și 10 martie, însă pe 28 februarie aici, acea triplă conjuncție Soare, Mercur, Saturn, aici mulți dintre voi s-ar putea să aveți revelații, descoperiri și să acceptați că domnule nu vreți să vă mai chinuiți mult. Că da, victimizarea lui Mercur în pești este destul de proverbială, este destul de renumită, recunoscută cel puțin la nivel teoretic, da? Aici este momentul să puneți stop. Și nu doar pentru victimizare, dar, de exemplu, ne putem referi la deciziile acestea legate chiar și de gospodărie, de exemplu. Nu știu, grădina, nu știți ce să faceți cu ea. Că vine primăvara, ce ziceți? pun trandafir, nu pun trandafir, mai las copăcelul ăsta, nu mai las copăcelul ăsta, mai pun semințele astea. Adică e mult haos pentru o perioadă, dar în jurul datei de 28 februarie puteți să stați așa puțin și să ziceți dar care e problema? Știți care e problema la Mercur în pești? e tot timpul într-o dilemă. Îi se pare că se zbate între mai multe variante și se pare că dacă o va alege pe cealaltă, de fapt, aia era mai bună. Dacă o alege pe cealaltă, o să-i pare că aia era mai bună. Și tot așa. Nu. Cu Mercur lângă Soare, și lângă Saturn, putem să ajungem într-un punct, iată, în jurul acestei zile, în care să zicem, domnule, fie ce o fi. Anul ăsta plantez mai mult stranda în această grădină și o vedea eu la anul ce fac. Și nu mai ținem cont de aolo greșesc. Dilema aici el în capul nostru, ea nu există. Ne o creăm noi, că așa suntem oameni și, bineînțeles, avem multe întrebări existențiale, să spunem așa. Așa că aici, la final de lună februarie, dacă ați tot amânat și ați amânat și ați spera că se întâmplă ceva, vă ajută cineva să luați o decizie, iată vin astrele da? și ne ajută, să spunem, până aici, de acum încolo rămâne de văzut ce se întâmplă. Acum, un asemenea tranzit, bineînțeles, îi va afecta pe cei cu marcaj mutabile în astrogramele natale. Vorbim de gemeni, de fecioară, de sărcetători sau de pești. Bine, în primul rând, cei care vă știți cu pești în astrogramă, Mercur aici vă ajută, vă, vă duce în, înainte și când se apropie de Saturn, vă așa un proces de acceptare. Deci, voi care vă știți cu Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Ascendent, unghiuri sau noduri în aceste arhetipuri, acest tranzit cred că vă ajută cu adevărat. După care, să știți că Mercur... Mai face câteva aspecte până la finalul tranzitului său pești. În primul rând, pe 4 martie face un sextil cu Uranus. Și pot să-mi imaginez o poveste. Să zicem că în jurul datei de 21 februarie, când s-a întâlnit cu Saturn, v-ați lovit de o situație și a zis, nu, nu se mai poate de aici încolo. Perfect. Pe urmă vine acest sextil cu Uranus de pe data de 4 martie și ziceți, mm, da uite, mă pot să fac și diferit. Până acum credeam că trebuie să pun în grădină doar fi roșii și galbeni, dar uite că pot să pun și albi, pentru că mi-am dat voie. Că asta zice Uranus. dă voi să gândești puțin out of the box, să fii puțin mai nonconformist, da? să vin puțin uh, inspirația, să zicem, cu partea asta mai rațională, iar la finalul tranzitului său, Mercur se va întâlni cu Neptun. Acum, în teorie, o conjuncție, și pe o martie se întâlnă, întâmplă asta de ziua femeii, în teorie, o conjuncție între Mercur și Neptun, Îți fuge mintea, să zicem așa. Însă ea, în practică, este foarte bună pentru a ne dizolva unele tendințe pe care le avem. Ca să zicem că până în momentul respectiv, vocea voastră interioară era una foarte dură, foarte critică, foarte aspră, da? exigentă. E că Mercur se apropie de Neptun, e iată aici pe o martie, putem să stăm de vorbă cu noi sau să ne așezăm undeva și să ne ascultăm puțin vocea interioară și să o îmblânzim. Deci, iată, o asemenea conjuncție, dacă sunteți iară scriitor, lucrați în domenii creative, artistice, o asemenea conjuncție este minunată. E foarte periculoasă în momentul în care decideți să vă apucați de un viciu sau decideți că nu aveți nicio problemă, deși știți că aveți. Dar altfel, o asemenea conjuncție vă ajută să vă îmblânziți vocea interioară, emoțiile să le simțiți altfel, să vă dați timp, că despre asta este vorba. Ce vă mai rog eu aici, cu această conjuncție Mercur-Neptun, trebuie să aveți grijă de cine vă lăsați influențați. În jurul nostru e atât de multe informații, iar Mercur în să pricepe al naibii de bine la tot ce înseamnă dezinformare, fake news, credeți-mă. Conjuncția între Mercur și Neptun e cea mai bună pentru dezinformare. Aici se pot întâmpla și la nivel mondial, bineînțeles, tot felul de evenimente și noi nu știm de unde să le luăm, le credem inițial, o luăm razna, dar peste două, trei zile s-ar putea să avem o surpriză. Deci mare, mare grijă în jurul datei de o martie să nu credeți tot ce se spune, tot ce se vede. Plus că ne apropiem de mai multe valuri, rânduri de alegeri, să spunem așa, și dezinformarea este o armă într-o campanie electorală, Problema este că nu doar în campanie electorală, dar și din alte puncte de vedere, pentru că inteligența artificială acum își face își face viața, să spunem așa, cum crește din ce în ce mai mult. Și se întâmplă să citesc des în ultimul timp articole despre faptul că oamenii au crezut în reclame false cu persoane publice, neștiind că vocea le poate fi clonată, falsificată da, și folosită da, și se apucă să cumpere tot felul de produse fără să verifice. Că asta face Mercur lângă Neptun, câteodată îți ia ochii. E precum un, un vrăjitor, să zicem așa, îți vorbește cu abordează cuvintele potrivite și tu crezi, oricât de analitic și rațional, pentru că, din păcate, se întâmplă că ca și aceia dintre noi, cei mai pragmatici și cei mai serioși, da, stâlpi așa ai societății, să se lase păcăliți cu din păcate, de tot felul de influențe. Da? Deci o conjuncție ca aceasta, Mercur, Neptun, de pe data de o martie, e foarte bună la vorbe. Dacă vreți să scrieți mesaje femeilor din viața voastră, dacă vreți să vă felicitați, perfect. Inspirația la ea acasă. Însă, în momentul în care vă uitați pe rețelele sociale, la o emisiune, citiți niște articole, există un risc mare de dezinformare și o să spuneți, ai bă, Daniela, ce mare lucru că e dezinformare. Păi e dezinformare pentru că în momentul ăla tu vei duce vorba, vei lua anumite decizii în funcție de ceea ce ți-au dat rețelele sau ceea ce te-a făcut să vezi inteligența artificială. Uh, și uitați, se propagă așa un pic de dezinformare. Și din păcate la un moment dat, când va fi momentul adevărului, s-ar putea să fie cu multă furie și cu multă vinovăție și cu multe rușine Când va intra Mercur în berbec, spunem repede ce avem de spus, nu mai avem răbdare, ne supărăm că na, avem presia că pasăm vinovăția în altă parte Deci da? dragii mei, vă recomand ca pe acest tranzit al lui Mercur în pești să faceți puțină ordine într-un anumit domeniu în viețile voastre Unde simțiți că este confuzie Uh, stați așa și vedeți ce se întâmplă în jurul datei de 28 februarie Atunci când Mercur face conjuncția cu Saturn Maturizați-vă Iar aici, la final, pe data de o martie Trebuie să vă feriți cât se poate de mult De influențele altor persoane Acum, că vreți să fiți mai spiritual Iată, pe o martie este perfect Dar și aici trebuie să aveți grijă în cine vă încredeți De altfel, dacă este să ne mai gândim la o altă tematică a Acestui tranzit, dragii mei Cititul Cititul educația, meditația, rugăciunea, indiferent care legătură iată cu biserica, religia sau nu, um, inspirația, să stați de vorbă cu voi înși vă. Mercur în pești nu este foarte vocal, nu este foarte exteriorizat, este mai degrabă introvert, e în lumea lui, își face propriile povești, doar că trebuie să avem grijă cât de mult credem în propriile povești, că despre asta este vorba atunci când Mercur traversează ultimul semnal zodiacului, așa care dizolvă tot ce s-a întâmplat până în momentul respectiv. Dar iată anul acesta, din fericire, Mercur se întâlnește cu Saturn și o să ne așezăm și o să, să ne dăm seama cam încotro să o luăm, chiar dacă pe moment, atenție, nu ne convine. Eu sper să vă priască această perioadă, eu sper să vă găsiți punctul de haos din viețile voastre și îmi doresc să vă dați seama care ar fi cea mai potrivită metodă de acceptare și de vindecare. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine data viitoare.